Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ambițioasă, dacă ziua ta de naștere cade pe 8 noiembrie, atragi putere și prestigiu. Dotată cu o inteligență ascuțită și abilității deosebite în afaceri și finanțe, poți urca câte de multe dorești. Un lider puternic, ambițios, poți fi un partener loial sau un adversar puternic. Ca F, Uneori exerciți prea multă presiune asupra subordonaților, dar lipsa diplomației este compensată de disponibilitatea de a lucra mai multă decât oricare dintre colegii tăi, ești adesea purtată de acele fațete ale experienței umane pe care alții le percep ca suspecte, îndoielnice și vagi, ești greu țintuit în cadrul vieții de zi cu zi, deși acțiunile sau aspectul tău pot părea complet normale. Oamenii din jurul tău își vor da seama că gusturile și interesele tale sunt destul de ciudate, chiar bizare. Încerci să definești granițele cunoașterii umane și le extinzi constant. Stilul tău de viață și relațiile cu lumea pot părea complet dezordonate din punctul de vedere al celor obișnuiți cu previzibilitatea. Ești entuziastă și aproape maniacală în căutările și interesele tale. Abilitatea ta de concentrare este de obicei mare și chiar îți poți buni prietenii și pe cei dragi. Semnul tău zodiacal aparține constelației Scorpion. Semnul zodiacal Scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, autocontrol, rapiditate, răbdare, intuiție, instincte profunde, devotament. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știi totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău, ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala, toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală, guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial, planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru sentimentul posesivității precum și pentru lipsa de încredere în atitudinea bună a celorlalți din jurul tău, în sinceritatea lor. Ești misterioasă, energică, secretoasă, ești înclinată să duci un stil de viață laic, dar nu vei renunța la faimă și autoritate în cercurile profesionale înguste, te caracterizezi prin contradicții, schimbări frecvente de dispoziție. Nu este ușor să fii împrejmată, ești aproape imposibil de înțeles dar este extrem de dificil să nu fii iubită. Ai de obicei succes. Prefer să te implici în activități non-standard, care provoacă un interes autentic. Oamenii sunt atrași de tine ca de un magnet, dar a deveni prieten cu tine nu este ușor. Ar trebui să apelezi adesea la bucurile simple ale vieții și să simplifice dificultățile pe care le creezi pentru tine însăți. Ai de obicei noroc la bani și ești capabilă să obții un succes mare în lumea financiară. Nu ești prea optimistă și, de regulă, necesiți dovezi pentru orice teorie și schemă. În același timp, prejudecățile -ți sunt străine și te gândești cu nerăbdare la orice idei noi. Cu toate acestea, ai tendința de a ceda la seta de putere și prin urmare. Relațiile sociale și de familie sănătoase vor juca un rol stabilizator în viața ta, ar trebui să te confrunți cu forțele profunde și întunecate ale personalității tale, să limitezi contactul cu elementele de neîncredere socială și reprezentanței lumii infracționale. Cel mai bine este să eviți jocurile de noroc, drogurile, frauda fiscală, în același timp, partenerii de afaceri și de dragoste, care sunt mai conservatori în viziunea lor, îți vor fi mai utili. Adesea pot satisface latura umbră a personajului tău citind cărți, urmărind filme și vorbind cu latura întunecată a existenței umane. Pe de altă parte, trebuie să te întâlnești într-o zi față în față cu demonul tău, deoarece suprimarea sau ignorarea cauzelor anxietății periodice duce inevitabil la frustrare, nemulțumire și chiar izbucniri de furie. Nu este clar dacă autoanaliza și ajutorul unui psihanalist pot ajuta în această situație, dar în orice caz este extrem de important să ai un prieten apropiat cu care să-ți poți împărtăși secretele interioare. În cele din urmă, ar trebui să te străduiești să clarifice legătura dintre lumea ta interioară și cea exterioară să nu te blochezi în coconul experiențelor tale și nu ar trebui să te arunci cu capul în lumea exterioară în detrimentul propriei personalități. Te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești manipulatoare, atrăgătoare, intolerantă, credincioasă, emoțională, pasională. Te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi. Așa că dacă un partener nu uiți de aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 8 noiembrie ta? ești atrasă de evenimentele dubioase cu circumstanțe întunecate, de obicei evitate de alte persoane. Rutina zilnică a vieții este prea împovărătoare pentru imaginația ta nestăpânită. În exterior, ești pe deplin în concordanță cu imaginea unui personaj pozitiv, dar gusturile și preferințele tale pot fi foarte diferite de ideile tradiționale ale oamenilor obișnuiți. Cunoașterea constantă a noului și dorința de a pătrunde în esența ceea ce se întâmplă te fac să privești din lateral prin cercetări aleatorii și haotice în căutarea ceea ce este necunoscut. Pentru tine, finalizarea ceea ce a fost început până la sfârșitul său logic are o importanță deosebită. Te scufunzi în hobby-urile tale, ceea ce poate înșela rudele și prietenii în ce privește răbdarea. Aici este necesar să respecti un sentiment al proporției și să poți găsi bucurie în lucruri simple, obișnuite, care sunt prezente în viața ta. Ai un instinct născut pentru tranzacțiile financiare, iar un rezultat favorabil nu este neobișnuit în activitățile tale. Ai tendința să abordezi temeinic problema, folosind toate informațiile de care dispui, calculând toate mișcările care urmează. Cu toate acestea, pe Te temi de schimbări deși ești întotdeauna deschisă către proiecte noi. Puterea are un efect atractiv pentru tine, iar relațiile familiale puternice și stabile îți pot îndrepta viața într-o direcție bună. Nu ar trebui să încerci să ignori existența laturii întunecate a personalității tale. Trebuie să înfrunți adevărul și să găsești soluții acceptabile la probleme. Oportunitatea de a-ți deschide sufletul unei persoane dragi pentru a-i folosi sprijinul te va ajuta să analizezi situația din exterior și să găsești soluția potrivită. Nu poți fi singură cu temerile și îndoelile tale, purtând dialoguri cu jumătatea negativă a personalității tale. Grăbirea spre extremele opuse este plină de consecințe nedorite. Dragoste și compatibilitate relațiile strânse îți sunt mai dificil de întreținute decât cele profesionale, dorești să fii liberă și să faci ceea ce dorești, dar în același timp, îți controlezi partenerul și nu dorești să-i dai aceeași independență. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, Rac sau Taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere îți va deveni un însoțitor fidel, capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească, este potrivit pentru tine, va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău ai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec leu și scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul fecioară, în primul rând caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar are ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești pasionată de tot ceea ce nu se încadrează în sfera normelor și regulilor general acceptate. Lucruri ciudate, fenomene misterioase, aceasta este sfera de interes. Necunoscutul te atrage ca lumina unui felinar pe moli. Te poți dedica rezolvării secretelor universale. Ai o intuiție foarte subtilă. Se pare că tu simți vibrațiile tuturor lucrurilor vii. Poți descoperi în tine capacitatea de a prezice evenimente, ai de departe o personalitate excepțională, poți alege astfel de activități precum ufologie, parapsihologie, ești atrasă de studiul terenurilor și a comorilor ascunse, dar dacă ești mai realistă și mai practică, te regăsești în afaceri, finanțe și drept, poți obține succesul în activitatea profesională, oricare ar fi acesta numai dacă nu se dedică satisfacției dorințelor și nevoilor momentane. Este vital pentru tine să te dezvolți. Sănătate și boli Principalul pericol pentru sănătatea ta este în plan psihic. Pentru tine, capacitatea de a te apăra și de a stabili granițele este importantă. Pe de altă parte, ar trebui să eviți izolarea psihologică și suprimarea laturilor sumbre ale personalității tale. În acest sens, Poate fi utilă terapia psihologică competentă. Dacă perspectiva întâlnirii unui psihiatru ți se pare prea înspăimântătoare, poți citi literatura medicală relevantă, poți participa la grupuri de discuții și grupuri de suport psihologic, poți activa într-un program de dezvoltare personală și chiar te poți implica în introspecție. În cele mai multe cazuri, ai nevoie de un profesor sau un îndrumător bun pentru a învăța și a te dezvolta. Dintre activitățile fizice, yoga este recomandat în mod special. Este important pentru tine să obții ceva. Având în vedere acest lucru, este recomandat să alegi un sport, destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură dualistă. Vibrațiile zilei sunt astfel încât să consolideze trăsăturile negative ale caracterului tău. Viața nu-ți va fi ușoară, trebuie să lupți constant cu părțile întunecate ale naturii tale. Dacă poți câștiga, schimbându-te, vei urma calea bunătății și a milosteniei, atunci trecând prin încercări, dificultăți, întristări, vei putea obține succesul. Ia exemplu de la cei născuți în aceeași zi cu tine. Sfaturi pentru tine Căutarea neobosită al mălțimilor empirice nu este cea mai bună modalitate de a petrece timpul. Stabilește-ți obiective realiste, realizabile, dezvoltă strategii, gândește tactic, implementează proiecte în timp real. Nu neglija bucuriile pământești. Poți învăța multă observând viața de zi cu zi. Trebuie să fii capabilă să vezi binele neobișnuit, să primești bucurie de la lucruri simple din viața de zi cu zi. Accepte existența părții întunecate a sufletului tău și învață să interacționezi cu aceasta. Empatizează cu ceilalți și împărtășește-ți problemele. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucru nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou, atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semnal zodiacului, Ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine, cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat. Nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, poți părea oarecum sumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă. Poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare. Cel ce dorește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.